Hai, salut fraților, ce faceți? Eu sunt Andy, bine v-am găsit la un nou episod din Farming Simulator 2017. Vă mulțumesc enorm pentru like-urile strânse de la episoadele trecute. Am strâns din nou 3000 de like-uri, fraților. Nu sunt foarte multe vizualizări, dar în schimb văd că vă place foarte mult și de aceea nu o să renunț la seria asta prea curând. Mulțumesc frumos că sunteți alături de mine și aș vrea să fiți în continuare alături de mine să susțineți seria cu un like. Fraților, off camera, după cum puteți vedea, am 80.000. După ce am cumpărat chestia asta, dacă vă uitați pe hartă puțin, am arat tot terenul ăsta de aici, fraților. Băi, pe tot, sau stați, unde pot să-mi dau seama? Harvester, de pe asta. Pe asta l-am arat pe tot eu și mi-a dat o grămadă de bănuți și am cumpărat asta, pe care a trebuit să o aduc, că nu, mi-a zis cineva că, și că dacă îi dau reset, dar dacă îi dau reset, mi-apare la shop, nu mi-apare acasă, am încercat. Și practic, a trebuit să mă duc cu asta până în oraș și să o iau înapoi. Dar fraților, uitați-vă un pic cât e de mare asta. Am luat-o pe cea mai mare, 11 metri parcare. Am zis, frate, trebuie să o iau pe cea mai mare pentru că, na, trebuie. N-am ce să fac. Mă săturasem deja să stau așa. Uitați-vă cât aia e, stați așa să vă arăt. Hai, mă. Mamă, cât aia e. Deci gândiți-vă un pic. Deci, fraților, numai gândiți-vă un pic ce poate face șmecheria asta. Uitați-vă la aia cât aia e. Dă-te-n puii mei. Cât asta mi-am luat. Uitați-vă la aia cât aia e. Deci o să fie șmecherie mare. Păi gândiți-vă că merge cu aceiași kilometri, văd tot cu 9, dar uitați-vă cât de mult o să pot eu să culeg deodată. Bun, haideți să creștem un pic timpul pentru că vreau să ne crească asta. Vreau să văd ce mai am plantat. Deci gândiți-vă că aici n-am nimic plantat deocamdată și aș vrea să plantez, dar vreau să mă uit dacă este fertilizat. Este fertilizat la a doua culoare de albastru, ceea ce nu e rău deloc. Și aș vrea să trec cu asta să plantez. Nu mai vreau să plantez grâu, nor, cred că de tot canola, fraților, pentru că aparent canola este foarte, foarte bună ca preț. Ia să vedem prețul de la canola. A mai scăzut, ce-i drept la preț. Văd că grâul este foarte bun la preț. Am văzut ceva din grâu, pentru că aparent acum grâul are un preț foarte, foarte bun. Canola văd că e într-o continuă scădere, dar probabil o să mai crească. Vreau să văd dacă s-a făcut aia mare, încă nu. Haideți să punem tot canola pe ăsta mare. Vreau să punem canola. Ia să vedem, să dăm H. Să angajăm pe cineva. Perfect. Ok. Mi-a zis că dacă las pe cineva angajat, gen o să lucreze mult mai repede, pentru că, adică nu, o să-mi ia mai mulți bani pentru că el o să cumpere automat semințele și toate cele. Fraților, astăzi e ziua lui Gabi. What? S-a norat? Bă, s-a norat dintr-o dată afară. Bă, plouă. Bă, ești nebun. Bă, ce se întâmplă, fraților? Bă, ori plouă, ori ninge, nu pot să-mi dau seama. Cred că plouă. Bă, ești nebun. Bă, stați să scădem timpul, s-a făcut canola, yay! Bun, hai să luăm remorca asta mare. Mamă, cum dă, fraților. Pe care am și golit-o de altfel. Stați așa. Și să ne apucăm de... Am redus timpul înapoi. Ok. Am luat remorca mare. Și haideți să vedem cum funcționează noua... Noul header de pe noua combină. Să vedem. Ia uitați-vă cât aia e, fraților. Deci e de 3 ori mai mare decât ce aveam înainte. O să fie bestial. Do not trash during rain or... Do not trash? Stați că nu știu ce înseamnă. Do not trash. Ce înseamnă trash? Stați așa, fraților, că abar n-am, trebuie să caut pe Google. Să nu spuneți că nu mă lasă să harvestez. Nu mă lasă, nu cred. De ce? Frate, glumești cu mine. Nu mă lasă, fraților. Tot în puii mei. De ce nu mă lasă? Hai, frate, nu. Nu știam. Mă, ce fac eu acum? Uite, grâul ăsta și aici s-a făcut. Mă, n-am încotro. Trebuie să cresc timpul și să treacă ploaia. Dar unde vedem și noi prognoza meteo? Trebuie să vedem prognoza meteo? Nu prea. Mă enervează, fraților. Ce pui mi fac acum, mă? Explicați-mi și mie, ce fac acum? Nu prea am ce să fac, sincer să fiu. Trebuie decât să cresc timpul și să aștept să treacă ploaia. Ce să fac? Și haideți să ne plimbăm un pic cu trenul, să vă arăt cum funcționește trenul, fraților. Deci, pur și simplu, te urci în el. El la ce e bun? Pentru că aici poți să vii și să aduci să depozitezi marfă, pentru că la unele lucruri, de exemplu, uitați-vă, să vă arăt, la Melpimil ăsta nu poți decât cu trenul să vinzi. Și trenul merge cam cu 80 de km pe oră și are o rută prestabilită. Ai două trenuri, unul merge într-o parte și ăsta merge în altă parte.
Pur și simplu îl iei și mergi cu el unde ai nevoie. Asta nu știu sigur unde merge, ia să vedem, să deschidem harta mare. Ăsta trece pe la... Bă, ăsta nu prea trece pe nicăieri, interesant. Adică celălalt văd că se duce unde trebuie. Și altul nu... Unul singur, e o singură stație. Deci practic ăsta nu prea avem la ce să-l folosim. Celălalt e mai folosit, să zic așa. Merge cu 80 de km pe oră. Nu e o viteză foarte mare, dacă stați să vă gândiți, deoarece... Na, merge într-o, măcar merge într-o poziție prestabilită. Da, uite, de exemplu, până ajung cu el acum înapoi, e o grămadă. Uite ce se opresc ăștia, să treacă trenul. Uite, și de aici cred că îl pot încărca trenul, probabil. Uite, trec pe pod, ești nebun. Băi, ești nebun. Foarte tare, foarte, foarte tare. Mă enervează că nu pot să-mi folosesc combina, băi, fraților. Chiar mă oftică că nu pot să-mi folosesc combina. Pentru că ninge, vreau să mă uit un pic la ESC, să mă uit să nu cumva să... Sunt ready to harvest, ok, este ready to harvest și nu, încă nu a trecut să se strice, pentru că mi s-a stricat odată cultura din cauza că n-am fost atent. Și din păcate acum pe ploaia asta nu pot să recoltez nimic, super tare, fraților. Deci dacă nu se termină căcata asta de ploaie, eu practic nu o să pot să recoltez nimic. Super. Super, super, fraților. Un rahat, deci mă enervează la maxim. Tocmai acum în episod, bă, dar nu mă așteptam în cazul, deci nu știam că în realitate poți, nu ai voie să recoltezi genul dacă... Dacă se întâmplă treaba asta. Chiar nasol. Nu mă așteptam la asta. Să-mi strice episodul în halul acesta. Oricum am să vă arăt și trenul totuși, pentru că a zis că vreți să vedeți cum... Ah, gata, 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 s-a terminat. Super. Super. Hai să frânăm cu trenul fix aici. Ai, oprește-te, prietene. Mamă, se oprește ăsta în 10.000 de ani. Se oprește singur. Mă, cine sună, frate? Nu pot să răspund acum. Așa, uite, hai să ne urcăm în asta mare. Bun. Bă, dar nu mai plouă. Dar nu mai plouă. Gata, super. Putem acum. Ok, hai să vedem, fraților, cum, cât de șmecheră e combina asta. Uitați, uite, așa trebuie să mergem ca să prindem tot. Mamă, cât e de mare, dă tempui mei. Fraților, așa da, face și noi treabă de treabă. Deci așa facem treabă cu combina asta, dita mai. Păi gândiți-vă cât de repede umblăm, voi sunteți nebuni. Așa da, frate, așa da, dita mai combina. Mi se pare că ăsta e cel mai mare header care poți lua. O să mă uit să văd dacă există vreunul mai mare, dar nu cred că există. Cred că ăsta e maximul maximelor. Așa da, fratele meu, așa da. Păi acum fac și o treabă, dintr-un rând. De ce dintr-un rând iau decât 1000? Ba, nu iau decât 1000, iau jur de 1500. Bine că partea asta e și mai mică decât cealaltă gen. 1200, 1300. Bă, hai că am luat ceva. Nu mă așteptam să iau totuși atât de mult. Mă așteptam să iau mai puțin. 1500 am luat. Numai bine. Și termin repede de recoltat în felul ăsta. Pentru că se termină repede de recoltat, frate. Uite, uite acolo cum a băgat-o. E neagră canola asta. Care, sincer să vă spun, nu știu sigur ce înseamnă. Cred că înseamnă rapiță, totuși. Oricum, așa da, faci treaba. Păi gândiți-vă că v-am zis, e de 3 ori mai mare. Hai zic că nu faci de 3 ori mai multe, dar de 2 ori și un pic, sigur, iei mai mult teren decât cu cealaltă. Cu combina asta. Așa da, asta e o plăcere să recoltezi acum. Păi gândiți-vă că din cred că din 3-4 rânduri din ăsta maxim umplu combina. Maxim. Barem remorca aia mare, nu știu dacă reușesc să umplu din ăsta, pentru că este mai mic decât celălalt. Și remorca are 21.000 de litri, fraților. 21.000, adică 21 de tone. Atât de mult să aibă o remorca atât de mică, totuși 21 de fucking tone. Mi se pare cam mult. În fine. Ia cât am luat de aici. Tot 1500. Au, stai. Bă, tot cam 1500 am luat, să știți. Aproximativ, mai mult sau mai puțin. Mamă, cum scârță e asta. Foarte, foarte tare. Bram 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 bram. Ok, aparent cam 25% din rând am luat, deci practic din 4 rânduri ar trebui să umplu combina. Deci la următorul rând, când mă întorc, ar trebui să umplu combina. Asta e bine. O, acum deja mi se pare terenul prea mic cu asta. 78.000 de bănuți. Nici nu știu ce să-mi cumpăr în continuare.
Mi-aș mai cumpăra totuși ori un tractor, ori o combină. Chiar nu știu ce mi-aș mai cumpăra. Dați un pic să termin rândul ăsta și să-l aduc pe tovarășul meu cu tractorul, să mai are și el un pic pe aici. Pentru că trebuie să... Nu știu dacă mai am nevoie de plug acum. Cred că nu mai am nevoie de plug. S-ar putea să am nevoie decât de ăla normal. Ia să vedem. Să vedem dacă îmi zice că am nevoie de plug. Bă, nu mai am nevoie de plug, aparent. Deci nu am nevoie de plug acum. Am nevoie, în schimb, de ăsta. Hai să-l aducem acolo să facă treaba. Ăsta plantează canola aici, numai bine. Hai să-l aducem pe ăsta să facă treaba. Bun. Ok, hai să trecem noi la treabă. Că ăla nu prea are cum să ne ajungă din urmă, că avem dita mai mastodontul aici. Și mă, de aici am luat mai puțin? Nu, tot 1500 am luat. Așa, bun. Mai trecem la următorul rând. Și după rândul ăsta, arcă am trebuit să golim ce am luat. Pentru că dacă vă uitați aici un pic, e aproape plin. Mamă, cât taie. Uitați-vă și voi la aia cât taie. Uitați un pic, am luat-o cam... Pe unde trebuie. Uitați-vă cât taie. Vai de mine cât taie. Ce combina șmecheră. Mi-am tras. Bine, combina e la fel. Decât, ba, capul ăsta e diferit. Nu vrea el să ia mai mult. Lasă-l așa, dacă atâta vrea el să ia, atâta ia. Oricum e destul de mult. V-am zis, cel mai mult m-a enervat că a trebuit să vin cu asta, dar dacă știți cumva cum pot să trimit lucrurile acasă, mi se pare că ăștia se pot și căra cu un anumit dispozitiv, dar mai trebuie alți bani și alt... Și plus combina care să-l urci acolo, așa că e degeaba. Deci chiar mi se pare că e degeaba. Băi, e fix la fix, ești nebun la cap. Dați un pic să o pun șoc cum trebuie. Să scot pompa. Nu. Să mă duc cu ăsta aproape de ea, că... Aici de mult trebuie să o bag cu spatele. Mamă, trebuie să o bag cu spatele. Fac. Nu e asta o problemă, că trebuie să o bag cu spatele, dar nu am venit cum trebuie ca să o bag cu spatele. Aia. E prea mare ăla din bot acum. Bun, și acum trebuie să aștept, practic, să se facă, să se umple. Se umple destul de greu pentru că e destul de mult de băgat. Trebuie să bag vreo 6000 și un pic în ea. Oho, de-abia s-a băgat jumate. E foarte mare remorca, fraților, asta este problema. Exagerat de mare remorca. Dar e mai șmecher, așa că poți să car și tu mai multe cu ea. Poți să car și cu mașina pe asta, dar nu vă recomand. Voi știți cum se controlează, vai de viața mea. Dacă ai luat un pic curba, imediat o aruncă invers. Bă, dar ce căcat o fi asta așa negru? Să-mi bag picioarele, știu, mă credeți că nu știu. Nu știu ce e asta așa negru. Hai să închidem asta. Să mai trecem la un rând. De greu. De fapt nu e greu, e canola. Bine că s-a oprit ploaia infectă, că nu puteam să secerăm sau să treierăm. La secerat se zice doar la greu. Oricum, treabă mult mai bună. Păi gândiți-vă că... Nu știu dacă vă amintiți că eu într-un episod abia am reușit să strâng ăsta și acum în nicio jumătate de episod am reușit. Oricum, episodul ăsta din păcate o să fie de maxim 20 de minute pentru că e ziua lui frate, mă, fraților, și... Na, adică am zis, haideți totuși să vin repede să vă filmez un clip, să am ce să vă pun acum la ora 8, pentru că știu că vă place foarte mult și v-ați obișnuit așa oricum să vă pun clip la ora 8. Așa că am venit repede să filmez și după aia fug și eu repede la grătar. Bine, încă nu l-au făcut, dar mai durează puțin. Ce îmi place noua combină, e șmecheră rău. Bun, hai. Bine, nu e combină, e header-ul ăsta șmecher, nu combină. Aia. Bun. Practic ar trebui să umplu, după calculele mele, mai am două rânduri de făcut. Cred că aș putea să umplu combina asta încă o dată de canola. Deci practic se scoate pe câmpul ăsta jur de 12-13 mii canola. Nu e rău. Dar de pe celălalt am scos mai mult.
Cred că pe celălalt am fertilizat totuși mai bine decât pe ăsta, nu știu de ce. Dar am dat de mai multe ori pe el cu ce trebuia. Pe ăsta nu prea am dat. Trebuia să le mai fertilizez cu ceva și am uitat. Aia e. Și grâu a crescut prețul destul de mult. V-am zis, bine că tot canola e aproape dublă la preț. Dar grâu, din câte știu eu, e mai mult. Bum, bum, bum. Ifta, lifta, duf, dum, dum. Perfect. Bine, mai am două rânduri, cred că două rânduri mai sunt. Sau s-ar putea să mai fie două și ceva, dacă mai sunt două și ceva, nu prea e bine. S-ar putea totuși să mai ajungă de două fix, dar nu cred. Cu puțin noroc o să mai ajungă de unul fix, dar nu cred. Și nasol, că după aia trebuie să mă întorc pentru o fâșie, trebuie să mă întorc cu toată hardughia asta înapoi. Dacă vă zic, cu puțin noroc s-ar putea să-mi ia din prima, deși nu cred că mi-a din prima. Nu mi-a din prima, de prea mare. Sau vedem. Vedem imediat. Ăla își face treaba acolo, ăla plantează pe partea cealaltă, e numai bine. Dacă nu faci, fraților, munci la vecini, nu prea ai șanse să faci bani frumoși, pentru că la tine trebuie să cultivi de nebun ca să-ți iasă banii. Și chiar trebuie să cultivi de nebun. Mamă, aici... Ma, ce făcui, mă? Bă, ești prost, nu e de nicio parte mult, mă? La tempul mei. O ia, mă, din prima, o ia? Bă, cred că o ia din prima, ia să vedem. Aia nu o s-o ia, da? Dar n-are nimica. Aici o s-o ia din prima. O ia din prima. Pupă-i o gura ei. Stai, trebuie să te pui cam perfect, aparent, ca să o ia din prima. Ideea e că o să se umple și nu o să pot să o iau din prima. Da, o se umple cât de curând. Stop. Scoate pipa. Hai să recoltăm ce am luat. Mamă, la deal, cu asta plină, accelerează cam greu până și tractorul. Bine, au rămas câteva de astea, dar nu cred că e problemă. No. Hai. Până o pune acum pe toată, mai durează un pic. Deși nu știu dacă e nevoie să o pună pe toată, dar mă rog. Ce mai contează? Ar trebui să strângem în jur de 12.000 acum, cred. Hai să vedem. Și uitați-vă și voi că încă e de-abia 50% la remorcă. Mamă, cât de greu curge din ea. Da, v-am zis, are 21.000 asta, capacitate, remorca. Băi, ia să vedem dacă ajunge 12.000, cred că și un pic. Și cât mai ia? Ok. Hai să ne urcăm în combină. Ok. Mamă, e prea mare. Trebuie să o țin foarte fix pe fix ca să o ia pe tot. Hai mă că ia tot. Așa, combina mea mare și frumoasă. Nu mai vrea să ia tot. Aproximativ oricum, fraților. A rămas un pic ce-i drept pe aici. Dar nu are nimic. Chiar nu are nimic. A mai rămas puțin pe o parte și pe alta, dar nu-i bai. Chiar nu-i bai. Mulțumesc. Și acum hai să o punem și pe asta care mai e aici. Ca să mergem să o depozităm. Ok, cam atât cu asta. Ia să vedem. De oricum, nu. Da! Ajutor! Da, m-am blocat. Ok. 13.100 și gândiți-vă că eu am luat de pe terenul celălalt 17.000 ca anola. Deci, practic, din pe asta mai decât 13.000. Dar asta e și mult mai mare. Bă, aparent ăsta e fertilizat la maxim.
Și practic pe ăsta dacă dau cu odaia de fertilizare, e numai bun, perfect. Hai să ducem ăsta la siloz, pentru că o să crească cât de curând grâul și trebuie să-l depozităm și pe ăla. Grâul este aici. Doar că nu o să avem timp să-l depozităm în acest episod. O să-l facem în episodul viitor. Asta este. Nu avem încotro. Grâul mai are un pic până crește. Uite, a crescut o fâșie, deci înseamnă că și celălalt e aproape. Hai să vărsăm toată canola aici. Perfect. Avem vreo 30.000 de canola acum. Este destul de bine, zic eu. Uite cum stă la cu mâna pe schimbător, ia uite-ți. Nebunul. Fermierul nebun. Ce mă, gata, termină ăla? Bă, bravo, tată. A, nu termină. Deci v-am zis, nu știu ce are, fraților. Ăsta aici, uite, așa face mereu. Se urcă pe culmi, pe munți și pe voi, nebunul. Și a făcut decât jumate pișama și pe el. Mai are o grămadă de făcut aici. Da, mă rog. Fraților, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!